Mormane de noroi aruncați pe trotuar, iar drumul vis-a-vis de clădirea mezonului acoperit cu cărămidă de către localnici, pentru a străbate spre casele lor. Anume așa arată acum această zonă, în care lucrările de canalizare erau cândva în plină desfășurare. Oamenii care zilnic sunt nevoiți să treacă peste aceste tranșee săpate, susțin că lucrările de reconstrucție au fost efectuate necalitativ chiar de la început. Буквально 2 дня назад немножко подровняли, сделали. А то ж сразу. Chiar acum 2 zile un pic a fost nivelat drumul. Noroiul a fost scos cu tractoarele, cu mașinile. Au fost blocate străzile Sportivnaia și Profsoiuznaia. Acum un pic e altfel. Oamenii au pus cărămidă și se mai poate de traversat. Nu s-au comportat gospodărește, pentru că într-adevăr oamenii n-au putut trece pe acolo mult timp. Se putea totuși să facă ca oamenilor să le fie mai comod. И канализацию надо делать, чтобы для людей тоже. Но если начали. Trebuie de făcut și canalizarea. Dacă au început lucrul, trebuia finalizat pentru ca oamenii să poată trece pe acest drum, să nu ocolească și să nu deranjeze alte mașini. Nici n-ai pe unde ocoli, peste tot e noroi și îl ducem cu noi în magazine, în spital. Куда объехать? Некуда. По грязи заносишь и в магазин, и в больницу. Lucrările de reconstrucție ale rețelelor de canalizare și de amenajare a teritoriului trebuiau să fie finalizate la sfârșitul lunii octombrie, însă din cauza întreruperii finanțării, ele au fost sistate. Общая сумма проект 2,5 миллиона лей. Suma totală a proiectului constituie 2 milioane și jumătate de lei. Ministerul Ecologiei a alocat deja jumătate de milion de lei. Banii au fost utilizați. Mai mult ca atât, s-au efectuat lucrări în sumă de circa 1 milion de lei. În legătură cu furtul miliardelor din țara noastră, s-a stopat și finanțarea. Приостановлено финансирование. Valentin Cimpoeș a remarcat că i-a reușit să ajungă la un comun acord cu antreprenorii pentru a continua lucrul. De aceea, în câteva săptămâni, totul va fi adus în ordine. Колодцы будут закрыты, будут поставлены люки. Fântânele de canalizare vor fi acoperite cu capace. Vom lua acel pământ, acel noroi, iar trotuarele vor fi aduse în ordine. Vom aduce apoi pietri și astfel vom pregăti teritoriul pentru perioada de iarnă, pentru ca oamenii să poată trece spre casele lor. Apoi, când va fi alocat și restul banilor, cele 2 milioane de lei, atunci vom continua lucrările, însă nu iarna, ci primăvara. În orașul Basarabeasca, realizarea celei de-a treia etape a proiectului de reconstrucție de apă și canalizare a început încă din anul 2014. Reconstrucția sistemului de canalizare în microraionul Romanovca constituie a doua etapă, după care va urma microraionul Flămânda.